Bun găsit tuturor! Într-adevăr, nu e nicio surpriză la Congresul Partidului Social Democrat. Voturile deja se apropie de finalul numărătorii. Voturile, vă spuneam, rezultatul voturilor stă în felul următor. Pentru funcția de președinte executiv, Viorica Dăncilă ar fi obținut undeva în jur de 2800 de voturi, Ecaterina Andronescu doar 500 de voturi și Nicolae Bănicioiu 300 de voturi, în timp ce pentru funcția de secretar general puțin peste 3000 de voturi Marian Neacșu și undeva în jur de 600-650 de voturi pentru Codrin Ștefănescu. Cam acestea sunt rezultatele pentru funcțiile pentru care exista o competiție în PSD, celelalte funcții, cele de vicepreședinte, acolo fiecare candidat aproape a candidat pe locul său, nu ar trebui să existe surprize, decât eventual în zona Sud-Muntenia, trebuie să vedem și acolo cine câștigă dintre cei trei, Cătălin Rădulescu, Șerban Valeca și Adrian Țuțuianu, ultimii doi ce au mai multe șanse pentru a câștiga un mandat de vicepreședinte. Probabil în scurt timp va veni și rezultatul oficial pe care trebuie să îl anunțe cei din PSD de la tribuna scenei din sala Palatului. Robert, îți mulțumesc foarte mult. La telefon este domnul Nicolae Bănicioiu. Bună seara și felicitări pentru voturile pe care, iată, le-ați obținut în ciuda faptului că v-ați retras din cursă. În lipsă. În lipsă, nu? Da, e cu atât mai interesant, trebuie cred să recunosc. Cred că le-a pus domnul Dragnea, personal acolo. Domnule Bănicioiu, ați făcut niște acuzații foarte grave astăzi la adresa conducerii partidului, a felului în care, de fapt, legate de felul